zilele astea, 2 zile la rând au venit niște rafale așa de soare. 20-30 de litri pe metru pătrat. Este că pe partea asta la altă a plouat un pic aici, dar mai încolo de-a dorul se dă la poate. Cine știe ce? Au fost vări așa pe unde a plouat, pe sat a plouat cel mai mult. Un colț pe unde avem noi terenuri a plouat aproape de loc, ne-am dus unde am avut orzul la lângă pădurea aceea. Am vrut să încercăm sară. Cum merge? Nu trage tractorul de fruct. Scoate volovani, deci nici o șansă sară. Dar unde am făcut balon de paie și o să vă arăt când o să filmez la căra la paie, n-am filmat când am făcut, dar probabil o să filmez în car. Acolo a plouat tare și a fost destul de urât, nu prea am putut să-i spun. Dau balon. Da, o să-l spun. Dar în prima fază să-mi iau lucerna, în a doua fază să repetez drumul. Apoi
care poți să mergi cu balochelă. Dacă merg mai repede de atâta, îmi lasă în spate în cer. Așa că mai mult de atâta nu.
una TV sau un cross ceva. M-ar încânta mai mult un cross, fiindcă e mai confortabil. Am mers cu unul. Mi-a plăcut tare, da. N-am 2000 de euro acum, să dau un cross. Când o să am 2000 de euro și n-am ce face cu ei, iau un cross. Cred că aș prefera un cross în 4000. E mai ok ca ăla în 2. Să mă urci eu pe deal cu el. Gratis.